Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din The Outer Worlds. Oameni buni, toamna când ne-am întâlnit, e bine, eram aici pe stația noastră spațială, am obținut lucrul de care aveam nevoie pentru a merge sau avea acces mai peste tot, cum s-ar zice. Și acum trebuie să vedem ce Dumnezeu ne mai așteaptă. Dacă e să ne uităm puțin pe aici, că avem passage peste tot, trebuie să vorbim cu Phineas, să-i zicem, bă, acum avem voie să mergem peste tot, trebuie să vedem ce facem încât să-i eliberăm pe băieții noștri de la congelator, pentru că așa ar trebui să ne exprimăm cum trebuie mergem la congelator, pentru că sunt săraci ținuți acolo degeaba și împotriva voinței lor. Oh. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Sincer, da, cred că voiam mai degrabă să mă... Ok, pune la... Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. Oh, ok. You'll need to speak with Monarch. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. Deci noi să facem acum pe încercare, n-au prins povestea. Da, vă zic, mi-ați. Help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Așa, deci pentru cei care nu știu povestea și probabil urmează pentru prima oară un video din The Outer Worlds, noi am fost salvați de tipul ăsta, dar restul oamenilor ca și mine sunt prinși în starea aia de criogenizare acolo și noi încercăm să găsim o soluție încât să-i putem dezgheța și să nu-i omorâm în același timp. Just then, what to do? You want to hire the services of a monarch tipul ăsta. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Okay. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Speak to... Okay. All right. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Așa, mai azi de noi ce putem rezolva aici, stai câte să vorbim cu ăsta, uite cât de aici să mergem, mamă, pe Monarch, bă, dar uite câte planete mai avem, știi? Și avem o grămadă de chestii de văzut, și mergem și pe Scylla, warning, dangerous, hai să mergem aici atunci, dacă zice că e dangerous, dangerous să fie. Laboratorul lui Phineas. Mamă, zici că e Jupiter, frate, what the fuck, de mare e, yo. Imaginați-vă cum ar fi să mergeți în spațiu și să vă uitați pe geam să vedeți, în pana mea, dita-i gigantul de gaz, like, wow. Imaginați-vă oricum cum e să vedeți orice din spațiu, cum ar fi. Cred că țelul suprem ar fi să ajung în spațiu doar ca să văd lucrurile și să pot muri fericit, știi cum e aia. Ei! Wow! Ok. Pare foarte prietenoasă treaba pe aici, sincer. Nu pare. Oh god! Am avut și picioare. Salut. Hai că am avut și picioare, băieți, n-a văzut nimeni că era lift acolo, ok? Deci dacă e ceva, să știți că n-a văzut nimeni liftul. Ne prefacem că acel lift nu a existat mai deloc. Ok, open. Hey there, mamă, chiar că ești în evidență în ultimul hal. Little bastard slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Eu încerc să zic o glumă sau o poveste amuzantă, nu prea iese. Ok, hai să continuăm. But I gotta get in there. Get right in that baby rat's stomach. Ah, o să bătă cu un raptor. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, I... Shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rat out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Repede ți-ai dat seama că nu sunt de aici, sunt din Bacău, salut! Ooh, charmer! Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. MSI, adică ăștia care fac componente? Buy me a drink, will you? Sure. Outstanding! Am uitat să dezactivez... What are you doing in Stellar Bay, stranger? Dar o secundă, am uitat să opresc Discord-ul că... Ok, pa Discord. Ce fac în Stellar Bay? I'm told you can help me find an information broker. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Brass... Wait, that ain't it. Brass rats? Let's
Let's talk business. Correct. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You'll have to get me something to clear my head. Îți dau două palme după cap să ajunge. Outstanding. Our dispensary here maintains a stock of, well, steroid or caffeine something. Okay, trebuie să luăm ceva pastile de cafeină ca să se trezească din băutură. Very good. Okay, tu. I'm cut off for the month on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Okay. You mean caffeinoid? That stuff is just stimulant. That's quitter talk. You want me shooting straight? Get me my meds. Fie, fie. Noi trebuie să-i luăm prostiile astea. Ah, e încolo. Dispensary. Sper doar că nu sunt scumpe. Și din păcate nu avem medicine prea mare făcut, că altfel puteam să-i spunem niște chestii. Deci pe scurt tipa vrea niște semi-steroizi sau ceva. Mă jur, toți oamenii aici sunt dubioși. Yo, salut! Hello, dearie. Well, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those. Aww, hai zic că sunt adorabil. What can Auntie Abigail do for you? Nu știu, să-mi dai niște chestii, zic și eu. Gen, Bless your little heart. You must mean caffeinoid. Da. If it's pep you need, one pill does the deed. Da. Now, dearie, who's this pickup for? Ar trebui să zic că pentru mine. Actually, pills are for me. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Și cum poți să rezolvi problema asta? Oh, asta e, e nașpa! Isn't it just... Da, e oribil! I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute, like the rest of us. Damn. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie, I don't like to pry. Nu, de fapt chiar nu te cunosc, nu am de să știu. Dar nu putem să rezolvăm treaba? I'm afraid not. Firar! Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Hey! I thought you were in charge around here, Auntie. I send lingușimul aia pe lângă ea. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room for all the times Dr. Williams misplaced his. And to keep an extra key for the supply room for the time Dr. misplaces. The one upstairs, where we store our medicines. Aha! Okay. I'm gonna guess it's Dr. Williams. Town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the flower of enlightenment. On the way, he tried some rather daring substance combinations. Și-a omorât câțiva oameni, să înțeleg. Și unde e asta? The graveyard's near the southern ruins. You're certainly welcome to pay our respects, but the bodies tend to attract beasties. Și ce? You're gonna go tussle with some raptodons? Duh! I'm practicing my dropkick. Oh, bine tu, Felix! Be careful. I'd hate for anything to happen to you, dearie. Anyway, bye. Chin up, dearie. Ok, deci trebuie să mergem la Dr. Williams ăla și să-i verificăm cadavrul, și mai probabil cred că e mort pe acolo. Pare mai simplu așa, știi? MSI Recruitment, deci ce vorbește am să devin aici? Un fel de reprezentant pentru noi, le plăci video sau care-i treaba? Dar noi acum nu mai suntem parteneri cu MSI, așa că ai... Pare rău pentru băiat tău, am treabă. Spectrum... Vodka, a glass for every class. Damn.
Am citit de secundă, rectum vodka, și eram, ok, cred că e gen de vodka pe care ți-o pui pe fund sau în fund, depinde cum îți place, știi? Adică, judecând puțin și pe felul cum arată sticla, aș putea zice că putem face destul de multe, dar aș vrea să nu intru în detalii, pentru că cine știe după aia ce o să interpreteze lumea ceea ce zic, așa că am să mențin ideile astea pentru mine. Fuck yeah, dinozauri! Ce faceți, bă? Și să leacă mai puternic, sau mi se pare mie. Ok, alea sunt niște criticale destul de... Oh, fuck! Parvati, fana mea! Ok, mi-a luat o leacă de amețeală, ceea ce leacă cam foarte enervant. Vă descurcați, da? Au. Ok, țin cam multă... Shaz blând. You did it! Ok, nimic aici. Cred că l-am dezintegrat pe vreunul. Ah, fuck, mai mulți. Ok, hai să nu mergem chiar să ne batem cu orice. Deși facem level... Adică... Noroc că am gloanțe gârlă. Și nu e asta o problemă, știi, gloanțele. Parvati, nu mai împușca pe Felix! Oh my god, știu că nu-ți place Felix, dar totuși... Iar Felix, nu mai stă încăcat! Oh my... Doamne sfinte, Felix e așa de prost, mă jur. Ok. Asta fi spuse. Treacă cineva pe aici. Salut! E cineva pe aici? Eu sunt Bob, am venit să vă fur lucrurile. I guess not. Dar lucrurile toți sunt pe aici, așa că nu o să plec chiar cu mâna goală, ceea ce e superb. Oh, e cineva mort aici. Salut, domnule. Niște chestii bune acolo, un pic de vinuleț, că da, de ce nu? Multe chestii de astea ce am nevoie să le folosesc pentru deblocat lucruri. Oh my god, zic că pot să iau jubenul ăla și să-l port. Oh, pick up nice hat, I need that. Ah, vreau să deschid aia, sincer, nu știu dacă merg deschis prostioarele astea. Pot să port jubenul ăla? Da, aia zic, mă. Yeah, arătăm fancy acum. Să tot ce mi-am dorit întreaga mea viață, să fiu fancy as fuck. Ok, hai să mergem. Știi nimic folositor aici cu băieții ăștia ai mei. Dispensary. Ok, graveyard-ul puțin mai în față, boys. Puțin mai în față, deci nu avem chiar atât de mult de mers. Ok, dinozaurii. Oh, ăla-i pe somn. Dar ar fi bine să-l ignorăm, zic eu. Sau... I-aș putea să-i arăt eu cine-i boss-ul, știi? Nu știu ce armă mai am eu pus. Am băț, am coasa. Asta ce e? Revolverul. Stai cu minte! Mie, arma asta vă că dă damage la fel de bine și pe asta. Mă, un 700 de glanțe pe asta. Oh my god. Boom! Mamă, dă shotgun-ul ăsta, ultimul hal. Oh, Felix! God damn it, Felix! Ok, stai un pic. Gata. Felix, ești bine, mamă? Aia e bine. Măcar își vin ăștia repede, știi? Adică... Nu mă lasă chiar așa nașpa. Ok. Unde o fi gigelul ăsta pe care noi trebuie să-l prindem? Mai aici. Vrea cineva să-i arăt cum funcționează coasa asta a mea? Oh my god, i-a dat one shot. Unde mai e, mă? Ok, cred că i-am rezolvat. Ah, shit, aici era doctorul ăla. Domnule doctor, nu cred că o să ai nevoie de așa ceva. Ok. Este să ne încărcăm și armele, că am rămas o leacă cam pe gol. Super! Ceva mai simplu decât credeam, știi? Pur și simplu, du-te, investighează un cadavru și aia a fost. Rezolvăm pe băieții ăștia repede. Îmi place că am totuși miliul ăsta, am uitat. Da, nimic special ca și loot. Am crezut că o să mai găsim alte chestii, dar aparent nu. Aș să nu uit să vând din lucruri, chiar am o tonă de chestii, arme și prostii, adică totuși ar trebui să mai scăpăm o leacă de chestii. Zdemă ăștia totuși ce vând ei. Că... Să-mi face curios. Nu vrei să știi ce miroase. Chiar nu vrei să știi ce miroase, Felix, probabil că e ceva
ce nu e foarte ortodox, așa că o să păstrăm chestiile astea cât de creștin posibil, ok? Super. Ar trebui să mă duc sus la cash de medicine, să nu mai avem noi treabă acolo. Și ar trebui să zici unul tantii aia că de fapt ăla a murit. Cred că ar fi de... Really? Nu a fost omorât nimeni, despre ce vorbește aici, mincinosule? Întreb care ar fi shop-ul pe aici. Asta poți să le fur de la el? Oh, fuck, hai să furat. Ok, deci eu sunt ca acolo. Așa. Scuză-mă puțin. Nimeni nu trebuie să știe că eu am venit aici. Oh. 5 metri mai aici. Bam. Boom. Nimeni nu știe că am fost aici. Ok. Hai să ne creștem un like medical-ul ăsta, că stăm în spate rău de tot cu el. Ok, apply. Si. Oare poți să-i spun la asta că l-am găsit pe la mort? Hei, salut! No. No, n-am niciun secret de împărtășit și cu tine. Stellar Bay. Cer să-mi uit să văd dacă găsesc un magazin, știi? Yo, bre, ți-am adus dragele. The Charmer. Welcome back. Spart pare. Chat of business. All of the above? Sau pleasure? More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. That hits the spot. No, ce repede și-a revenit. There it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Okay. Glad to have you. Great. Where to? Nu știu. Mi-am zis să venim aici. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. Mm-hmm. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. Oh. You like hunting, right? That's fun. Adică am tot bătut chestii până acum. Spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. Ah, nu vreau aia. Discuss options when we get closer. That said, three's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Hai să facem un gang de gagici. I hope you like being part of our crew, Neoka. We're real excited to have you. Super! So you keep Monarch safe, huh? Vă pe Nioca acum, am trebuit să Felix de aici. Felix era oricum tankul. Ok, și să mergem la brokerul ăsta aici. Zic care are șpilul. De fapt, stai să zic ce arme are tipa asta. Oh shit, trebuie să-i punem părcuri. Lie, hei, da, cum să nu? Poți să minți, nu mă deranjează. Stai, mai avem un punct. Melee damage, are o pușcă gigantică, aș să-i punem range damage. Ok, inventory, sau nu aici, inventory, ce are? Are o pușcă de 500, ho-ho! Hai că-ți dau un melee mai bun, nu? Nu cred că avem noi un melee mai bun sau ceva? Nu avem. Ba da, am, e aici. E un ciocan. Păstra de mine. Care sigur îl vei îndrăgi. The taste freedom, sau ce? Oh, care-i șpilul? Hey, got a favor to ask you. Oh, tu ce dorești? Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Așa. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. Sigur. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. Okay. I'll be up front with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I get someone to ask for help, they disappoint me. They seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Ce s-a întâmplat? Really? Here I was stealing myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Așa. Friends. Six of us. Oh, ce șase răi, fii atent aici. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen two of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were.
Sigurd. First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. Das aber some F, boys. He rests. He had a medallion in his effects. Mm-hmm. That's what I'll bring home to bury. After that? Then we find my two lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Manta Queen showed up and kicked us out. Manta Queen? Sono interessante, però sbaglio questi, eh. And Anders, they'll know how to lure her out. Then, mm-hmm. we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Okay. Sounds fun, let's go. Thanks, Cap. Nice, ok, hai snipunato già questo della sta, mi piace chestia sta. Companion. Ah, stai c'è. Oh, c'è di fuoco, stai c'è, vrei c'è? Return to the Iron Label as provided about Junli. Ah, ok, shit, adesso vorbesc pe chestia asta și... Asta o să le fac eu probabil în timpul liber, știi, adică... Nu vreau să vă agi cu chestia asta, dar questo să sună interesant și cumva ne blochează puțin questo principal. Mamă, avem un kilometru de mers, ești nebun? Vai de mine! Adică o să avem de lălăit mult și bine pe drumul ăsta. Bine, practic se mișcă relativ repede pe aici, dar... Din păcate nu de ajuns de repede. Oh! Îți curăț ce știe să facă nioca asta aici, în pana mea. Ah, ia trăgeam cu minigun-ul ăsta, mă. Nu știam care dă cu laserele alea. Am zis, mă, fii atent că s-a stricat ceva pe aici, serios. Da, cred că să urmărim drumul, nu avem cum să o luăm altfel. Adică, uitându-mă după hartă, da, te să urmărim drumul, altfel nu avem cum să ajungem acolo. Deci ne depărtăm un pic și apoi iară o luăm cumva. Bă, na, dacă erau mașini pe aici, era ceva. Oh my god, ce sunt ăia? Hopa, 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 hopa. Ceva aici? Ia, hai să jucăm cu asta, de fapt, că nu trebuie mie acum neapărat. Oh. Stai locului, bulangiule, unde pleci? Și cred că era bun dacă aveam sniperul ăla. De fapt, am sniperul ăla, dacă stau să mă gândesc. Ia, șas blând. Pistolul folosește light bullets. Mai am ceva ce folosește light bullets, energy, heavy. Oh, n-am sniperul. Fuck, acum am observat. Yeah, atunci light să fie, boys. Mersi! Unde mai ești, mă? Unde-ți, mă? Oh, leu! Oh, shit! Nice, uite că dă și ăsta ammo. Niște bănuți. O să grăbim o țără pasul, totuși, că... Ritmul ăsta o să ne ia o grămadă până ajungem. Oh, fuck, stai să bem o leacă de... Să trage niște gaz ăsta până azi, de fapt. Ok, hai să trecem repede pe aici, poate nu e nevoie să ne batem chiar cu totul. Că n-ar fi foarte practic să ne batem chiar cu totul, acum zic și eu. Aoleu, dar heal-ul ăla e absolut groaznic. Mai băgăm una? Chiar un efect mai mare. Deci văd că ne lasă un mini efect de healing în continuare, dar totuși... Ok, cred că am luat-o pe drumul greșit, nu? Da, am luat-o pe drumul greșit, luam pe drumul greșit. Bine, am ocolit chestia asta altă. Oh god, ce chestia aia? Oh my god, am trezit întreaga ciumă de chestii. Bine că i-am dat gen orbire la asta. Așa, și la alți. Bolter pistol, e pistol pentru ăștia. Sealed. Păi și cum trecem de poarta asta sau putem ocoli pe aici? Prea pare a fi o locație pe unde poți ocoli. De fapt, stai, cred că nici noi l-o luăm foarte bine. Da, nu l-am nici noi bine. Ce idiot sunt, doamne. Aveam drum pe aici și eu l-am super prost. Oh, fuck. Hai că l-am rezolvat pe bobiță, la. Proiectilele ăsta circulă foarte greu, știi? Unde e ăsta de a căzut pe aici?
Nu-l văd pe ăsta care a murit pe aici, să fiu sincer. Duff, hai mă, serios, n-avea niciun pic de ammo. Sau nimic, nimic. Mă, ca un doiesc, dar fie. Așa. Este mai pe aici unde mai suntem. Ar trebui să ne apropiem relativ, zic eu, dar nu prea văd drumul să se micșoreze într-un fel sau altul. Nici nu cred că dacă e de bun să o am pe sus pe acolo. Ok, cât timp nu sunt roboți, nu cred că ar trebui să irosim gloanțe de la roșii. Gen power ammo. Hai că l-a ratat pe ăsta așa. Ok, tipul ăsta e super rezistent. Bagă! Nice! Ce de ăsta? Dacă avem nevoie de toate. Oh, bă, că l-ați dezintegrat pe săracul. Gata. Bă, îl dăm destul de bine, sincer să fiu. Și acuși facem și level. Ok, nimic pe aici. Ten Crossroad. Noi nu avem treaba acolo, noi avem treaba puțin mai în față aici. Și o leacă mai mult de mers. Ok, ăla e graveyard-ul, grave-ul. South here, off the road and down this slope. We've got a decent track ahead of us. Pe aici zici? No, nu pare a fi o idee bună. Pe acolo a văzut munte, deci o să luăm tot pe drum, că e mai... Oh my god, Manti Queen. Crezi că putem bate chestia aia? Ia de aici, urutanie! Are multă viață. Au, deci ai o Manti Queen. Oh god! Mantisaur Soldier! Holy shit! Gnoca e gnocă. E dead. Oh, dar mi-a dat foc rău de tot. Ok, Manti Queen-ul e gata. M-a rămas mizeria aia mică, pe care încerc să o nimerez, dar nu pot. Gata. Ah, wow, dar toți au murit. Mă, am crezut că la o creatură așa mare îți dă și ceva ori mai bun, dar... Doamne ferește, dacă ar fi tu să fi dat cea mai bun. Oh, he dead. Mamă, dar a fost ceva bătaie pe aici, sincer. Bă, las că e bine. Ce sunt astea? Ah, păi și eu cum traversez. As your engineer, I advise you not to set foot on that. Especially the bendy parts. Păi da, dar cum ajungem pe partea aia alaltă, știi? Asta... A, trebuia să fiu despărțit și să fiu, luat pe partea aia alaltă. Urca nici nu prea văd pe unde poți să te urci. Cred că va fi... Oh, shit, hello. Asta avea niște chestii la el. N-am văzut că erau două locații pe unde puteam să luăm, deci putem să luăm pe aici, de fapt. Ok, încet. Mai rupt iar un picior, că da, de ce nu? Pana mea, suntem deja obișnuiți. What? Permanently crippled. Nu, lol, nu vreau să fiu permanently crippled. Începe să mă enerveze chestia, adică de ce mă faci retard? Gen, felicitări, boss, tocmai ești oficial idiot, știi? Tot îți rup picioarele, un care ia de acolo, permanently crippled. Pana mea, nu-i vina caracterul meu, rup pe picioare la 2 pași distanță de sărit. Ok, vreau să înțeleg de ce tipul ăsta nu lua damage. Efectiv, nu înregistra nici măcar un strop de damage. Oh, bine, mă. Dead Eye Assault Rifle. Oh, asta vreau să o echipez. Nice. Pretty shit, bă. Oh my god, încă o Manti Queen. Stai un pic, nu cred că vreau să am de face cu aia. Eu vreau să încolo. Încolo, da. Că vreau să mă bag un Manti Queen, adică mai ajunge și așa mai trebuie să mai batem încă una mai târziu, deci... Asta e de fapt un sniper, nu-i așa? Pare a fi un sniper. O, dar și ce țintă gigantică totuși. Hei! Hai că am reușit să trecem de aici, a?
Fallbrook, anche se scrive Facebrook. Fallbrook's on the other side of the bridge there if you need a drink. Ah no, ok. We're only halfway to the mountain, so might consider stopping in. Fapt, e idee bună, știi, ar trebui să mergem acolo în speranța, poate, nu știu, vindem niște arme, luăm niște chestii la noi. Ne cumpărăm niște lucruri. Niște bomboane, ceva. Trântim vreun copil cuiva. Și nu știe, vreo idee. Îmi place cum e făcută chestia asta cu Canid Exam. Gen, îți arată toate caratele pe care tu o să le întâlnești în joc într-un fel mai anatomic, știi? Sunlight Savage and Shipping. Salvage and Shipping. Păi, nu te oprești nimeni să stai aproape de mine. Trat în casa cuiva și pur și simplu așa acum. Good dry goods and sun dry, sunblight, house hospitality. Ok, deci nimic bun aici. Yo, vreau să cumpăr chestii. I test every product myself to assure maximum customer satisfaction. Oh, yeah, was. If you doubt it, I can show you my lower back rash. Oh shit, nu vreau să văd aia. No rubbernecking. Make a buy or move on. Let's trade. Ok, vreau să zun toate prostiile, reparăm toate lucrurile. Yep. Și să vindem, dragul meu prieten. Avem niște lucruri pe care eu nu le folosesc, așa că le putem vinde pe toate, zic eu. Vine cum ar fi shotgun-ul, suliță. Să-l păstrăm, heavy machine gun-ul. Toate mizerile de aici. Mai e ceva folositor? Armuri. Bă, am și multe armuri pe care le pot, gen, zice adio. Atât. Aici nu schimbăm. Ok, tu ce vinzi? Arme. Doar ammo. Ok. Își vinde doar ammo, din păcate. Oh, căcă, ce armură e asta? Armură de ceva fraier, din câte văd aici. Speram la chestia bună. Mersi, boss. Am văzut ceva, am să văd. Poți măcar de aici. Știi, am sperat și la ceva, dar nu mi-a dat nimica. Oricum, oameni buni, cred că o să continuăm vânătoarea noastră după chestia de din morminte și după manticuinurile la data viitoare. Așa că dacă vă place acest video din The Outer World, știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!